Dumnezeu i-a spus lui Adam, care l-a făcut în grădină, după ce a făcut grădina, Dumnezeu a făcut pe om și l-a așezat în grădină, mai înainte ca să o aducă pe Eva la Adam, să o facă pe Eva, Dumnezeu i-a spus lui Adam, poți să mănânci din toți pomii din grădină după plăcere, dar de pomul cunoștinței binelui și răului să nu te atingi de el, căci în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. Atenție! În ziua în care vei mânca, a zis Dumnezeu, vei muri negreșit. În sfârșit, Dumnezeu a văzut că nu este bine ca omul să fie singur. Și Dumnezeu a hotărât să facă pentru om o femeie. Dumnezeu a trimis un somn adânc peste Adam. Adam a dormit. În timp ce Adam dormea, Dumnezeu a desfăcut carnea lui Adam. Și de acolo, dinăuntru lui Adam, Dumnezeu a scos o coastă pe care a luat-o din Adam. Dumnezeu a închis carnea la loc. Și apoi Dumnezeu din coasta pe care o luase din Adam, Dumnezeu a făcut o femeie, poate zice imposibil. Imposibil cum să facă Dumnezeu o femeie dintr-o coastă. Cum i-a pus ochii, cum i-a pus mâinile și picioarele și toate câte are femeia la o coastă. Dragul meu, Dumnezeu e Dumnezeu. La El toate lucrurile sunt cu putință. Gândiți-vă cât de mare și de uriașe pământul pe care suntem noi și totuși este creat de Dumnezeu. Cât de mari sunt oceanele și mările și toate apele și totuși sunt create de Dumnezeu. Cât de mari sunt peștii din oceane și mări și totuși balenele și rechine și delfine și multe altele și totuși sunt create de Dumnezeu. Cât de mare e soarele și luna și totuși este creat de Dumnezeu și miliardele de stele. Păi cum a putut Dumnezeu să le facă? Dumnezeu zice și la cuvântul lui toate se fac, iau ființă. În sfârșit, Dumnezeu a făcut o femeie din coasta pe care a luat-o din om și Dumnezeu a dus-o la Adam. Când a văzut Adam pe Eva, s-a bucurat nespus de mult și a zis, în sfârșit, os din oasele mele și carne din carnea mea, ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său, pe mama sa, se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Adam s-a bucurat nespus de mult când a văzut pe Eva adusă de Dumnezeu la el. Dar Adam și Eva erau goi dezbrăcați și ei nu știau că sunt goi. Își vedeau rușinea unul altuia, dar nu considera ceva rușinos. Nu știau. Atunci șarpele, prin care a venit necuratul, a intrat în vorbă cu Eva. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? A venit cu întrebarea aceasta ca să poată intra cu Eva în vorbă. Eva, în loc să se împotrivească șarpelui, poate că s-a plictisit în grădină doar ea cu Adam. A început să comunice cu șarpele. Da, Dumnezeu a zis. Căci putem să mâncăm din toți pomii din grădină după plăcere, dar din pomul cunoștinței binelui și răului, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el, ca să nu muriți. Și șarpele a venit cu îndoiala în mintea femeii, hotărât că nu veți muri. Dumnezeu mai întâi le-a zis că veți muri sau că vei muri, Adame, dacă mănânci din pomul acesta al cunoștințelui și al binelui. Și șarpele a zis, hotărât că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Când a auzit femeia, vei fi ca Dumnezeu, vei cunoaște binele și răul și nu vei muri. Femeia a fost încântată și a dat la o parte ce a spus Dumnezeu să nu mănânci și a acceptat sfatul șarpelui pe care îl folosea Satana prin care vorbea. Și Eva a ales mai degrabă să asculte de șarpe și nu de ce a spus Dumnezeu. Și Biblia spune că a văzut că pomul era de dorit să deschidă mintea cuiva. Biblia spune, femeia a întins mâna și a luat
Nu ne spune Biblia ce a luat, măr, pară, gutuie sau un alt fruct. Nu, a luat și a mâncat. După ce a mâncat, a luat și a dat și bărbatului ei. Și îndată li s-au deschis ochii la amândoi și au cunoscut binele și răul și și-au dat seama că ei sunt goi. S-au acoperit cu niște frunze de la palmierii sau pomii care erau prin grădina făcută de Dumnezeu. În sfârșit au păcătuit călcând porunca lui Dumnezeu care a zis să nu mănânci deloc din el, căci în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. Și dintr-o dată vine Dumnezeu ca în fiecare dimineață, în răcoarea dimineții, să se întâlnească cu Adam și cu nevasta lui și îl strigă Dumnezeu pe Adam. Adame, unde ești? Și Adam a răspuns. M-am ascuns printre pomii din grădină pentru că sunt gol. Cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el? El a zis, femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine mi-a dat și a mâncat. Ce ai făcut, a zis Dumnezeu femei? Șarpele m-a amăgit și a mâncat. Și Domnul a zis, pentru că ai făcut lucrul acesta, blestemat e și a blestemat șarpele și l-a blestemat să se tărască în tot timpul vieții lui pe pântecele lui și să mănânce țărână și vrăjmașie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Apoi Dumnezeu a vorbit femei, îți voi mări foarte mult însărcinarea, cu durere vei naște copii. Dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Apoi Dumnezeu se îndreaptă către omul creat de el după chipul lui Dumnezeu, pentru că ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el. Blestemat este acum pământul din pricina ta, spin și pălămide să-ți dea să mănânci, cu sudoarea feței tale să-ți câștigi pâinea, până te vei întoarce în țărină, căci țărină ești și în țărină te vei întoarce. Dumnezeu le-a zis, afară din grădină. Și din clipa aceea au murit spiritual față de Dumnezeu. Legătura lor cu cel preanal s-a rupt. Au murit spiritual și nu trupește pe loc. Biblia spune în cartea Efesenilor, voi erați morți în păcatele și în greșelile voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acestea, după Domnul puterii văzduhului, după Duhul care lucrează acum în fiii neascultării. Dumnezeu a zis, afară din grădină. Și Adam și Eva au pierdut mai întâi legătura cu Creatorul lor, Dumnezeu. Adam și Eva au pierdut apoi grădina pe care o făcuse Dumnezeu pentru om. Adam și Eva, din pricina neascultării lor, au fost dați afară de Dumnezeu și trimis într-un pustiu unde nu mai era pom fructifer. Adam și Eva au plătit foarte scump în fața lui Dumnezeu pentru neascultarea lor. Cine a scos din grădină? Dumnezeu? Păcatul lor. Păcatul lor l-a forțat pe Dumnezeu să-i scoată afară din grădină. Pe Dumnezeu l-a durut atât de tare când omul a întors spatele lui Dumnezeu și a ales să asculte de un șarpe. Dumnezeu a zis să nu mănânci. Șarpele zice, ba da, să mănânci, că nu vei muri. A plătit Adam și Eva foarte scump. Dragilor, vreau să vă spun că atunci când noi ne ascultăm de Dumnezeu
Și la fel ca și Eva ascultăm de șarpele cel vechi numit Satan, noi aducem întristare lui Dumnezeu, noi aducem supărare celui atotputernic, noi lovim în Dumnezeu. Biblia spune să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Cum adică se poate întrista Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Da, prin ce? Prin păcat, prin neascultare. Atunci când noi ne ascultăm de El, se întristează. Și așa cum Eva și Adam au pierdut binecuvântarea lui Dumnezeu, așa cei mai mulți, prin neascultarea de Dumnezeu și prin ascultarea de cel rău, pierd binecuvântarea lui Dumnezeu. Dragul meu, ascultă tot mereu de Dumnezeu. Nu fi ca Adam și ca Eva, care a ascultat de un șarpe, care a nesocotit sfatul lui Dumnezeu și a ascultat de sfatul celui rău. Ascultă de glasul lui Dumnezeu, că cei mai mulți astăzi, din păcate, nu mai ascultă. Dar ce zice Dumnezeu? Ce a spus Hristos când era pe pământ? Dumnezeu întrupat, numit Fiul lui Dumnezeu. Ce a zis El? Ați auzit că s-a zis celor din vechime, ce? Să iubești pe aproapele tău, da, și să urăști pe vrăjmașul tău, da. Dar eu vă spun, ce? Iubiți pe vrăjmașii voștri. Cum? Iubiți pe vrăjmașii voștri. În vechime se spunea să-l urăști, dar eu vă spun, iubiți-vă vrăjmașii. Faceți bine celor ce vă urăsc, rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în cer. Pentru cine să mă rog? Pentru cel ce te prigonește și te asuprește. Roagă-te! Dar de ce? Ca să fii fii al Tatălui tău care este în cer. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Că și păcătoși iubesc pe cei ce iubesc pe ei. Și dacă faceți bine numai celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine? Că și păcătoșii fac întocmai bine păcătoșilor. Voi însă fiți desăvârșiți, cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Întotdeauna vor fi oameni călăuziți de Duhul rău, care se vor opune și se vor împotrivi învățăturii lui Dumnezeu din cartea lui Dumnezeu. Pentru că și pe vremea lui Hristos au fost oameni care s-au opus lui Hristos și învățăturii lui Hristos și îl numeau pe Hristos că e nebun, că e stăpânit de Belzebul, că scoate dragi cu ajutorul dracilor, de ce l-ascultați, e nebun, de ce mergeți după el? Oamenii aceia credeau că sunt mai buni ca el, ca Dumnezeu venit din cer. Și se împotriveau învățăturii lui Hristos. Biblia spune că vorbea ca unul care are putere, nu cum învăța cărturare și farisei de atunci. Și din Iisus ieșea o putere și îi vindeca pe toți. Dar oamenii de atunci, o mare parte dintre ei se potigneau în el, îl prigoneau și în sfârșit au strigat să fie răstignit, să fie condamnat, să fie omorât. Cine? Cel care este nevinovat, cel care n-a făcut niciun păcat. Pentru că el a spus, cine dintre voi mă poate dovedi că am un păcat? Cine mă poate? La fel, au fost oameni și pe vremea ucenicilor lui Hristos, care s-au dus să vestească Evanghelia pentru că Hristos i-a trimis. Dar și atunci, ca și astăzi, au fost împotrivitori călăuziți de Duhul lui Anticrist, pentru că așa cum Hristos și Dumnezeu are oamenii lui, la fel și cel rău are oamenii lui, de care se folosește ca să ducă lumea în rătăcire, ca să distrugă ceea ce a fost zidit. Și așa cum atunci a lucrat cel rău prin oamenii lui ca să se împotrivească oamenilor lui Dumnezeu, la fel și astăzi cel rău folosește oamenii lui ca să împiedice lucrarea Domnului. Dragilor, ce se întâmplă aici?